Eu nu pot fi de acord să semnez că luăm banii cuiva, indiferent că ăla se cheamă Bega Turist sau Bega care vreți voi, le luăm banii fără să fim proprietari. Situația e următoarea. Sunt oameni care au în chirie un teren cu 3 case. Casele sunt proprietatea firmelor respective sau firmei respective. Da? Dacă scoți la licitație, nu e în regulă, că nu e liber de sarcini, că sunt 3 proprietari acolo, sau un proprietar. Da? 3 imobile, proprietate. Dacă vrei să scoți la licitație, trebuie să scoți liber de sarcini. Sarcini există. Dacă le faci atribuire directă, nu e legal că încalci legea care te obligă să faci licitație. Deci aici trebuie găsit o soluție împreună cu finanțele. Eu începusem demersurile, am avut niște discuții cu domnul director pe regiune la finanțele, domnul Iuș Lucian, și urmează ca împreună cu domnul Bodo să căutăm o soluție legală. Ori atribuirea directă cuiva unui teren nu e în regulă, nu e în regulă. Acolo facem dezmembrări, ceea ce ține de primăria Timișoara, avem tramvaiul care merge pe acolo, sunt niște drumuri, sunt niște bazine de foraje, astea trebuie dezmembrate, rămâne cât rămâne, 3 hectare, 4 hectare, alea trebuie scoase la licitație. Ele întâi trebuie să fie libere de sarcini și cei cu sarcină, linie de tramvai, foraj, nu știu ce, trebuie scos de acolo. Dezmembrat și bună ziua. Asta e toată treaba. Nu că cineva a trebuit să vină să corecteze, nu știu ce, intenții de furt. Repet, eu n-am venit aici nici pentru mașină, nici pentru cafea, nici pentru ăsta și nici pentru salariu. De aici că e cât e, comparativ cu salariile din alte părți, e mic. Dar nu m-am plâns niciodată. Dar n-am venit pentru asta. Eu renunțam și la salariu dacă aveam voie să semnez. N-ai voie să semnez dacă nu e salariu. Este de care 5 hectare și se intenționa să se atribuie cuiva, unui investitor. Da? Bun. V-ați întâlnit cu investitorul acela? M-am întâlnit cu investitorul să vedem ce face. Ce vrea să facă. În ce locație v-ați întâlnit? În ce locație? La Hotel Timișoara, la parter. M-am întâlnit cu investitorul împreună cu city managerul după ce am discutat cu primarul. Da? Deci problema era că nu se poate face o atribuire directă. Trebuie făcute aceste dezmembrări. Asta a fost toată treaba. În afară de dumneavoastră și city managerul, a mai fost cineva la întâlnirea respectivă? Când eram eu cu city managerul, nu. Ulterior am rămas acolo și a avut o discuție cu Emil Cristescu, care este proprietarul clădirii din spate.